la o parte, doamnă. Ia frate la o parte. Băiatul ia, ia, doamnă, să stea într-o parte. Deci am primit un băiețel în stare comatoasă, cu traumatism craniu cerebral acut deschis. Nu știm cum s-a întâmplat. E destul de grav. Deocamdată e stabil, hemodinamic și respirator. A fost intubat și trimis la Spitalul Bagdazar Neurochirurgie pentru investigații și reevaluare și neurologică și neurochirurgicală. Persoanelor care nu iau parte efectiv la jocul de fotbal sau la activitatea care se desfășoară în momentul respectiv, da? Este prima idee de bază de la care am plecat. Deci totul era legal, campionatul era organizat. Am tribună sus cu scaune, da? Cu mese, ca toată lumea să privească de acolo, iar în teren decât jucători, cei care au semnat procese verbale că sunt de acord să cu participe la competiție. Da. Și condițiile în condițiile... Din primele verificări se pare că un copil în vârstă de 10 ani din comuna Glodeni, în timp ce se afla pe un teren sportiv din orașul Pucioasa, a fost accidentat în zona capului de bara porții de fotbal. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor evenimentului.